O persoană înregistrată cu numărul 8 în lista unui partid care intenționează să participe la alegerile parlamentare a fost prinsă acum 5 ani cu droguri pe aeroportul Chișinău. Dezvăluirea a fost făcută de fostul șef adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, în cadrul unei emisiuni TV. În aeroportul internațional Chișinău, pe 19 decembrie 2016, unul din candidații în funcție de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe locul 8, la unul din partidele care deja au fost înregistrate, au fost depistate droguri. Planează suspiciunea și informația că aceste persoane s-au înțeles cu cei care au instrumentat cazul. Cavcaliuc a mai precizat că partidul pregătește acest candidat pentru a fi numit în funcția de ministru al educației, culturii și cercetării. Ba mai mult, persoana respectivă ar fi pregătit și un proiect de lege pentru legalizarea consumului de marihuana în Moldova. Fostul adjunct al IGP a refuzat să spună despre cine este vorba. În spațiul public au apărut informații precum că în acest caz este vizată Nata Albot, care este înregistrată pe poziția a 8-a în lista Partidului Acțiune și Solidaritate. Mai exact, aceasta ar fi fost prinsă în 19 decembrie 2016 pe aeroportul Chișinău cu o cantitate de 0,78 grame de marihuană. În spațiul public a apărut și un proces verbal semnat de oamenii legii care vine să confirme declarațiile lui Cavcaliuc. Contactată telefonic de Ana Fetcu, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, ne-a spus că acest document este autentic, însă nu ne-a putut oferi mai multe detalii, întrucât sunt date personale. Numele și anul nașterii indicate în procesul verbal semnat de oamenii legii coincid cu cele ale Natei Albot, candidatul cu numărul 8 în lista PAS. Am încercat să luăm o reacție de la Nata Albot, însă aceasta nu ne-a răspuns la apeluri și nici la mesajele de pe rețelele de socializare. Nici reprezentanții PAS nu au fost de găsit pentru un comentariu. Am încercat să aflăm care a fost finalitatea cazului, însă atât conducerea Ministerului de Interne, cât și ofițerii de presă a instituției nu ne-au răspuns la telefon. Potrivit codului penal, transportarea și deținerea drogurilor este sancționată cu amendă de peste 57.000 de lei.